V-ați imaginat vreodată că personalitatea, caracterul, dar și cele mai ascunse sentimente ar putea fi trădate tocmai de chipul nostru? Ei bine, se pare că povestea vieții fiecăruia dintre noi e scrisă chiar pe fața noastră. Important este să știi să o citești, lucru pe care reporterul nostru Iulia Edeliu a încercat să-l deslușească. Dacă a reușit sau nu, aflăm chiar acum. Temperamentul, caracterul, abilitățile, cât de uimitor n-ar suna, dar acestea pot fi citite pe chipul uman. Tehnicile de citire a chipului sunt folosite pentru a descifra comportamentul uman dincolo de măștile sociale, dincolo de comportamentul însușit în mod mecanic sau intenționat, iar cel mai important pentru a identifica adevăratele intenții a celui de lângă tine. Despre chipul uman și cum poate fi acesta citit, vorbim în continuare cu Petru Aramă. Salutare, Petru! Salutare! Foarte rar am auzit la noi despre această artă sau știință. Cât de adevărat este expresia ochii sunt oglinda sufletului? Este vorba doar despre ochi sau despre tot chipul în general? Și în ce măsură? Este adevărat, da, ochii sunt oglinda sufletului, cu toți știm de această expresie. Și da, tot chipul vorbește despre personalitatea umană, deci pentru că noi exteriorizăm toate emoțiile, deci este greu să conduci o discuție cu o persoană care are niște mușchi, nu știu, hai să spunem folosește botox, da? Este greu să-l înțelegi, chiar dacă el asculți și asculți cuvintele, mare parte noi ne conducem după limbajul non-verbal, deci îl înțelegem pe cel de alături, uneori chiar și fără cuvinte. Cum ai învățat tu să citești chipuri? Să începem de la ce, de mic copil eram pasionat de filme detective și cumva tema asta mi-a fost permanent interesant. Uite că au trecut ani și cum am fost interesat de tema asta, am început să mă informez, am început să citesc. Și uite, pe perioada de timp am lăsat, apoi iarăși am revenit, studiind mai profund și mai profund, trecând niște cursuri în România și în Moscova. Poate fiecare să învețe să citească pe chipuri? Da, bineînțeles, poate fiecare să învețe să citească pe chipuri, trebuie doar să aibă răbdare și dorință de a însuși materialul respectiv, pentru că trebuie să ai și o memorie. Factorul 2 care joacă un rol principal, să ai o persoană deja profesionistă care să te îndrume corect, în tehnice corecte, pentru că sunt o sumedenie de teorie și nu tocmai toate, și pare greu, nu toate sunt corecte. Cum exact lucrează această știință? Presupun că fiecare parte a feței răspunde de ceva anume. Exact, fiecare parte a feței răspunde de ceva anume, de exemplu ochii. Prima funcție a ochilor, ca să vedem, noi 90% din informații o percepem în primul rând prin vedere. Atunci când avem niște ochi larg deschiși, de exemplu ca la copilul care se naște, prezintă un ochi persoană deschisă care captează, deci cu cât ochii sunt mai larg deschiși, cu atât persoana asta captează mai multă informație vizuală. Ochii care sunt mai încordați, sub pleoapa de jos, să spunem așa, este dreaptă, oamenii și sunt mai precauți. Tind să filtreze informația care vin din exterior și va fi mai greu să-i convingi în ceva. Va trebui să-i arăți fapte exacte cum asta lucrează sau nu. Dă-ne câteva sfaturi pentru cei de acasă. La ce ar trebui să atragă atenția sau care părți a feței sunt cele mai vorbitoare atunci când își doresc să analizeze chipul cuiva? Deci eu personal mai mult trag atenție la sprâncene, ochi și gură, pentru că sprâncenele ne vorbesc foarte mult și ne vorbesc anume despre intelectul persoanei respective. Deci dacă persoana va avea niște sprâncene înalte, persoana asta are tendința de a lua o decizie pe lungă durată, cel cu sprâncene apropiate de ochi, deci coborâte mă refer, este o persoană spontană, deci nu are nevoie de o analiză de lungă durată ca să iei decizie, deci cu el poți să-l suni și spui haidem acolo sau haidem să ieșim în oraș și el imediat va spune da, hai să mergem. Deci nu avea nevoie să gândească, să filtreze informația și să stea mult pe gânduri. Ei, dacă să trecem la ochi, contează mult pleoapa de jos, deci dacă este rotunjită sau dreaptă. Dacă pleoapa de jos este rotunjită, este o persoană deschisă, care are tendința și poate vorbi cu tine pe orice temă. Deci cu el poți fi deschis, pentru că știi la sigur că el va fi mai deschis cu tine. Cu pleoapa de jos dreaptă, este mai precaut, deci cu el va fi mai greu să faci o legătură. Deci cu el personal va fi mai greu să treci, să vorbești despre viața lui personală, chestiile personale și mai departe. Ei,
Persoana asta, odată ce îți devine prietenă, îți devine prietenă pe toată viața, așa. Deci buza de sus, răspunde de ce, cât persoana este dispusă să vorbească de persoana proprie, și buza de jos răspunde de ce, cât persoana este dispusă să vorbească despre temele sociale, să spunem așa. Dacă buza de sus este mai groasă, persoana este dispusă să vorbească despre persoana proprie și cu el poți interacționa, să treci la orice temă personală, pentru că e foarte ușor. Și invers, dacă este subțire, mai bine să nu încerci să vorbești cu el pe temă personală, pentru că va încerca să schimbi tema și îl va scoate din confortul personal. Deci mai bine să nu faci asta. O să mă folosesc de ocazie și o să te rog să arunci o privire asupra chipului meu și să-mi zici ce vezi. Deci am observat la tine pe frunte că ai destul de multe rieduri, cred că undeva sunt 4 sau 5. Asta arată la abilitatea că poți învăța informații foarte rapid și să o asimilezi. Mai mult văd și o memorie foarte bună după părțile laterale ale frunții. Așa. Văd colțurile exterioare ale ochiului puțin ridicate sau ascendente. Mă induce cu gândul că ești puțin sau ai tendința de a fi geloasă și gen ai nevoie de atenție din partea partenerului sau ceva de genul. Așa. Ai un nas puțin mai îngust, mai subțiat. Asta arată la faptul că mai mult îți place lucru pe cont propriu și să mergi singur. Adică lucrul în echipă e potrivit, dar mai bine te simți când tu singur faci ceva și mergi gen pe drumul tău. Gen lucru de echipă, ai putea să lucrezi în echipă, dar mai bine fi gen lucru care îl faci tu, da? Așa, deci văd niște obrași foarte ridicați și apropiați, arată la o energie foarte bogată, care poți să dorești energie, dar și să o primești de la cei din jur. Asta mi-arată la faptul că ești o persoană care mereu îți place să te deplasești, să nu stai locul, de exemplu, să călătorești, îți place foarte mult. E adevărat. Așa. Văd distanța dintre vârful nasului și buza superioară. Asta se numește filtrul. Deci, ce distanță este mai scurtă, arată că ești o fire care are tendința să fie mai suprăceasă în unele cazuri. Depinde în ce măsură ai învățat să-ți controlezi manifestarea asta interioară. Deci, la tine, buza superioară este mai groasă, ceea ce mă arată, îmi spune că pot vorbi cu tine pe orice temă când și nu stau să mă gândesc să-ți dau o întrebare sau să nu ți-o dau. Deci voi știi că tu ești predispusă să vorbești cu mine pe orice temă. Așa, văd că ai niște urechi mai mici și asta mă induce cu gândul la faptul că nu-ți place să asculți povești lungi, deci îți place să asculți informația, doar ce care te interesează. Ei, te atârni și serios, deci când cineva se spune ceva, informația are tendința de a pătrunde direct în conștient și subconștient și din motivul ăsta poate să te afecteze o informație sau alta.